Cu Super Cruise, când traficul este foarte aglomerat și trebuie să frânezi și să accelerezi des, poți lăsa mașina să preia controlul și să conduci fără să mai ții mâinile pe volan sau picioarele pe pedale. Sau, dacă ești pe autostradă, poți să iei o pauză de la condus atunci când ai chef. De asemenea, General Motors va deveni primul producător de mașini care va echipa un model cu tehnologia numită Vehicle to Vehicle, care permite mașinilor să trimită automat către un alt vehicul informații legate de siguranța în trafic, cum ar fi viteza și poziția automobilelor apropiate pentru a evita pericolele din trafic. Producătorul american va include această tehnologie în dotările standard ale modelului sedan Cadillac CTS, care va intra în producție foarte curând.